Fără îndoială, una din clădirile simbol ale Petroșanului este cea din Colonia de Jos, apărută după 1920, clădirea cazinoului muncitoresc. Se impunea această clădire, întrucât masa de muncitori minieri devenise tot mai mare aici la Petroșan și în întreaga Valea Jiului. Exista în vechiul centru, cea construită la începutul secolului 20, cazinoul funcționarilor, dar acolo de avea acces doar protipendada orașului. Și atunci, ce s-au gândit șefii societății petroșani? Să construiască ceva similar și pentru muncitorii care în majoritate stăteau aici în Colonia de Jos, dincolo de barieră, la Petroșan. Vom derula în continuare povestea a ceea ce a conținut de-a lungul anilor cazinoul muncitoresc din Petroșan. Direcțiunea Societății Petroșan a luat decizia construirii cazinoului minier în anul 1923, când a și fost pusă piatra fundamentală a noului edificiu din Colonia de Jos. Se întâmpla într-o duminică, 30 septembrie 1923, în prezența înalt preasfințitului Bartolomeu, mitropolitul Ardealului și directorul general al Societății Petroșan, Nicolae Teodorescu, dar și al ministrului Sănătății Publice și Muncii și Ocrotirii Sociale, George Mârzean. Se va construi într-un ritm alert, astfel că inaugurarea va avea loc pe 24 octombrie 1925 cu proiecția unui film cu Charlie Chaplin. Prin dotarea sa cu echipamentul cinematografic, un aparat de proiecție pentru filmul sonor marca Thordenson, LM Chicago, era socotit cel mai bun din provincie. Spectatorii puteau lua loc într-o sală încăpătoare de 500 de locuri, iar biblioteca dispunea de circa 1400 de volume de carte. În incinta cazinoului muncitoresc funcționa și un restaurant bine asortat, comparat cu celebrul Capșa din București, frecventat de protipendada civilă și militară a Petroșanului. Se organizau serate și baluri de către diferite organizații, primar în acea perioadă fiind doctorul Romulus Miocu. Personalități de vază, politice, culturale, artistice, vor fi prezente în anii interbelici aici. Istoricul Nicolae Iorga, actorul Ceno Tara, George Vraca, Ion Finteșteanu, George Calboreanu, Constantin Tănase sau muzicianul George Enescu. De asemenea, au avut loc numeroase serate și baluri caritabile, conferințe, reuniuni. Pe 24 noiembrie 1944, Gheorghe Gheorghiu Dej, în calitate la cea oră de ministru al comunicațiilor, vine în Valea Jiului participând la o consfătuire despre producția de cărbune, întâlnirea având loc la cazinoul muncitoresc. Gheorghe Gheorghiu Dej va reveni un an mai târziu cu prilejul celei de-a 28-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste Ruse. Începând cu februarie 1947,
Odată cu înființarea noii instituții, Teatrul Muncitoresc Valea Jiului, clădirea își schimbă destinația, ea devenind până în 1983 sediu Teatrului de Stat din Petroșani. Ceea ce este important, că la aproape 100 de ani de la construirea clădirii, în ceea ce a fost la început Cazinoul Muncitoresc, este păstrată ca un simbol etilitar al Petroșanului, estetica sa, interioară și exterioară, parfumul unei epoci apuse. Pe această alee, unde este acum o liniște totală, putem spune că aici a existat una din clădirile simbol ale Petroșanului. E vorba despre ceea ce se numea în anii 30-40, construită tot de societatea Petroșan, care se ocupa de cărbunele din zonă, ceea ce s-a numit Baia Comunală. Desigur că în confortul actualului context contemporan în care trăim, este de neimaginat ca cineva să nu mai aibă de pildă o baie cu apa caldă la robinet. Ei bine, atunci, pe vremea aceea, aici exista această clădire numită Baia Comunală, unde o dată pe săptămână muncitorii care locuiau aici în colonia de jos a Petroșanului veneau la scăldat, la așa numita curățire săptămânală. Ea, din păcate, nu mai există, a fost demolată în urmă cu destulă vreme, dar rămâne totuși în imaginile de arhivă. Baia Comunală din Petroșani. Un frumos parc despărțea Cazinoul Muncitoresc din colonia de jos a Petroșanului de ceea ce în anii 20 era clădirea monumentală a băii publice sau comunale. O adevărată bijuterie arhitectonică a vremii, ea a fost construită în perioada 1923-1925 cu scopul de a servi ca baie comunală a locuitorilor din colonia de jos a Petroșanului. Baia fusese construită de societatea Petroșani, unde minerii se puteau spăla la ieșirea din șut, condiție de care beneficiau în anumite limite și membrii familiilor acestora. Baia publică avea o capacitate de 1000 de persoane pe zi, fiind dotată cu dușuri, căs de baie, cabine pentru haine sau bazin cu apă caldă. Cazinoul Muncitoresc și Baia Publică, două repere simbol în configurația edilitară a Petroșanului, două clădiri apropiate, dar cu destine atât de diferite.